Prefectura Suceava a transmis că toate măsurile dispuse la nivelul județului Suceava sunt destinate protejării cetățenilor. Prefectul județului, Alexandru Moldovan, i-a rugat pe suceveni să respecte cu strictețe regulile preventive și reglementările în vigoare pentru a stopa creșterea periculoasă a ratei de îmbolnăviri. Alexandru Moldovan a adăugat că viața și sănătatea celor din jurul nostru depind de responsabilitatea fiecăruia dintre noi, iar urgența de sănătate publică cu care ne confruntăm poate fi controlată numai prin disciplină personală și colectivă. Respectați regulile de distanțare socială chiar și în cadrul întâlnirilor familiale pentru a proteja membrii familiei aflați în situație de risc. Limitați contactul direct cu alte persoane în afara celor care fac parte din familia restrânsă. Evitați zonele aglomerate unde sunteți expuși la interacțiunea cu un număr mai mare de oameni. Protejați-vă propria sănătate. Amintiți-vă permanent faptul că acțiunile personale îi pot afecta pe ceilalți copii, adulți sau vârstnici. Depinde de fiecare dintre noi și de noi toți împreună să-l limităm răspândirea acestui coronavirus. Prefectul Moldovan a adăugat că pentru siguranță locuitorii județului trebuie să respecte următoarele reguli. Purtați corect masca de protecție, aruncați-o după folosire într-un recipient de gunoi cu capac și spălați-vă imediat mâinile cu apă și săpun sau dezinfectați-vă cu soluții pe bază de alcool. Nu vă atingeți ochii, gura, nasul dacă nu v-ați spăla pe mâini. Păstrați distanța de cel puțin 1,5 metri față de alte persoane. Curățați periodic suprafețele de contact, mânere, mese, etc. cu soluții dezinfectantă. În cazul apariției simptomatologiei specifice COVID-19, accesați numărul unic de urgență 112. Consultați periodic site-urile oficiale în vederea informării asupra evoluției prevederilor legislative privind limitarea răspândirii îmbolăvirilor cu noul coronavirus. Cetățenii au la dispoziție linia tel verde 0800 800165, operaționalizată de Ministerul Afacerilor Interne, la care pot sesiza încălcările normelor de protecție sanitară. Apelurile sunt preluate de un dispecerat în sistem integrat și repartizate structurilor teritoriale pentru verificarea aspectelor sesizate.